Râs ca prostul Gringo Edition. Acțiune. Hai. Te-am bătut. Da. Începe? Da. Și de ce un dealer de droguri n-ar putea participa la o gală K1? Mm. Pentru că fură la cântar. E foarte greu să ajungi o femeie de afaceri de top pentru că trebuie să înghiți foarte multe. Cum știi că bunica ta fumează iarbă? Aprinde o lumânare și din reflex o pasează către dreapta. Știi care e asemănarea dintre un G de iarbă și sorta? Ambele costă 60 de lei. Și de ce marihuana intră la categoria de droguri ușoare? Mm. Pentru că, în general, un gram cântărește 0,7. Mi-a zis gagică-miu că Charlize Theron este ilegal de sexy. Ceea ce înseamnă că eu pe lângă ea sunt cu toate taxele plătite la stat. Look, most people will tell you Buzz Aldrin walked on the moon. But even a complete idiot will tell you Neil Armstrong did it first. And do you know why he went first? He was the mission hatch opened on his side. Because he pushed Buzz Aldrin the fuck out of the way and seized history by the ballsack. I'm satisfied. Brookman, you're in some deep water, Harold. Like bankruptcy, dude. Damn, cash poor? No, I'm saying you're poor, poor. Hai, frate. Un, doi, trei și. Un, doi, trei și. Mai bătut. Încep. Eu încep? Dealerul meu are o marfă atât de bună încât efectiv ar trebui să fie ilegală. Iubita mea a fost răpită în Mexic. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc agenției de turism pentru ofertă. Am condus o dată atât de drogat, încât am oprit la un semn de stop și am stat 2 ore să facă verde. Am vrut să vizitez cât mai multe locuri din Mexic, dar era mult trafic. Bun. Niște traficanți au răpit-o pe gagica mea și m-a costat 15.000 de euro, dar i-am convins să o țină. Dealerul meu nu avea acoperire în toată țara, așa că am trecut pe cartel. We sold a little product to the cartels, but when we cut them off, they got a little angry. What the motherfuck? I know a guy. I've tracked down dictators, but I can find a guy in middle management. What do they want? They want 5 million. What? Pesos? Dollars! What is that? It's an injectable microchip. Okay. I need to keep tracking. I don't like needles! Give me Așa. Facem cu... Da. 1, 2, 3 și... Începi. Da. Dacă aș fi traficant de iarbă, n-aș vrea să-mi dau foc la valiză. Există o variantă de LSD care te face să vezi 3 trandafiri. Se cheamă LSD ciuma roșie. Am cunoscut un traficant sincer. Mi-a spus verde în față. Știi ce le zicea bunicul când vroia să-i duc încă o cană cu apă? Cannabis. Oh my God! M-au chemat niște droguri la fotbal, dar le-am spus nu. Cea mai bună.
Dacă marihuana medicinală ar intra pe piața din România, Catena și-ar schimba sloganul din Farmacia Inimii în Nu e panică, man. You can't scare me with tales of the big bad cartels. I don't know how things work. Not in Mexico. Mr. Harold. Harold? Harold. Gringo. 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 You really believe in God? Of course I believe in God. What kind of person does not believe in God? I guess I kind of do, but not.